Așadar, pentru biletul de cotă 2, care probabil astăzi va fi câștigător, vă spuneam mai devreme, avem nevoie de Victoria Muguruzei. Pentru biletul de mâine avem următoarele variante: cel puțin două goluri la meciurile lui FCSB și Cluj. De asemenea, același pariu la întâlnirea între Maccabi și Salzburg. Vă aduc aminte, în tur Maccabi a câștigat în deplasare cu 3-1. Probabil se va impune și pe teren propriu. Sperăm să vedem ceva goluri și sperăm ca acest bilet, care pare foarte promițător, să fie unul câștigător. Și vă spuneam că mai sunt ponturi. Eu o să vă mai citesc câteva dintre mesaje înainte de a merge către ponturile din tenis. FCSB meci de 3+, cotă bună 1.85, ne scrie Nicu Cernea. Mai spune cineva, salut Sabin, Dan mă cheamă pe mine, Dan Băra. Ce mai avem aici? Rapid Viena marchează cel puțin două goluri, Alexandru Domnița, bravo, bun acest pariu. Eu cred că Steaua nu se califică, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că se califică. Nu știu de CFR Cluj, dar nu-i văd bine pe cei de la FCSB, în condițiile în care va lipsi și Bălgrădean, multe probleme. Și apoi lipsa asta de inspirație a celui care face selecția la Steaua, adică celui care decide jucătorii care intră în teren, după părerea mea. Gândiți-vă numai ce diferență ar fi între cel care selecționează jucătorii, cel care alege echipa de la Steaua, și un antrenor serios. Nu știu pe cine să vă dau, mă gândeam să vă zic un nume de ăsta mare, Cruyff, Guardiola, dar hai să nu exagerăm. Nu știu, un antrenor, Sarri, spre exemplu, da? Sau altul. Cam cu câtă meticulozitate, Klopp, da? Cu câtă meticulozitate se gândește la fiecare detaliu. Dom'le, ăla are adversar pe cutare, ăla trebuie să-l țină pe ăla. Și cum e să aleagă unul care habar n-are de lucrurile astea? Problema lor, banilor. Mergem mai departe, haideți să vedem ponturile de la US Open. Începem cu domnișoarele de la US Open. Sorana Cârstea o va întâlni pe Maria Sharapova pe tabloul feminin de la US Open. Peste 1,5 game-uri în primul set. Se pare că i-a revenit forma Soranei Cârstea. 1.43 este cota pentru această variantă. Bușar 2 cu handicap plus 3,5 game-uri, o cotă de 1.82. Și Țurenco Vozniachi peste 19,5 game-uri, probabil o partidă disputată. Cote bune, iată, 1.82, 1.76. Pentru o cotă de 1.53, 2-0 la seturi Osaka contra lui Grușco și zvonare Vasa Balenca peste 1.5 game-uri în primul set. De asemenea, tot din tenis, dar de pe tabloul masculin, avem Deminaur cu Tiafoe peste 3,5 seturi. La băieții mai ușor să-ți iasă peste ăsta, pentru că se joacă 3 din 5, așadar pot fi 4 seturi, pot fi 5 seturi, e foarte bine. Djokovic, tinerelul despre care vă spuneam, tânăra speranța tenisului, cu Sandgren peste 27,5, Ebden, Kohlschreiber, iarăși peste 3,5, 1 Solis la Fonini și 1 cu handicap minus 1,5 la Kyrgios cu Herbert. Prieteni, vă invit și pe site-ul nostru pariurul92.ro, acolo unde colegii mei v-au pregătit detaliat avancronicile partidelor. Sunt foarte multe informații interesante. Noi ne oprim aici, emisiunea este în fiecare seară de luni până vineri și ne revedem la aceeași oră mâine. O noapte liniștită, baftă la pariuri! Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători.